Salut și bine v-am regăsit la un episod pe acest canal complet retardat. După mult timp a sosit și videoclipul de care ați așteptat chiar foarte mulți, pentru că mulți ziceați în comentarii: bă, zic, când faci turul camerei noi? Pentru că știți că eu mi-am schimbat camera acum ceva timp, dar am evitat să fac turul camerei. Așa că într-un final, văzând că încă mai ziceți în comentarii asta, am zis: bă, hai să o fac odată, să facem turul camerei. Și da, o să încerc să fac un before and after cu camera veche și să vedem și voi ce părere aveți. Nu uitați să lăsați un like, să facem 500, iar acum să trecem la turul camerei. Ok, deci dacă veți intra în camera mea, primul lucru pe care îl veți vedea este această mini priveliște. Cam aceasta este camera mea privită în mare, în colțul ăla. Deci hai să începem să ne întoarcem de la ușă. Pe aici intru eu, dacă chiar nu v-ați dat seama, și cu toții m-ați rugat să fac un fel de panoramă la peretele ăsta al meu. Cam ăsta este peretele meu, dar mulți m-au întrebat cum de m-a lăsat mama să-mi fac astea pe perete. Mă, mi-a zis: mă, fă ce vrei pe peretele ăsta, ok? E al tău, e camera ta, nu ne privește. Bun, bun, frate. Și am zis: hai să-mi fac. Acolo mi-am făcut eu, acolo poză cu mine de când sunt mic. Acolo e primul tablou când am avut câți ani am avut, mă, în ce ani acolo? Văd că nu scrie 2000 și un pic, nu știu cât. Și acolo este o icoană, un tatuaj de casă mare, fetele, un poster, câțiva artiști de mei preferați, un fel de două chestii, iPhone, desen, acolo numele meu, dar nu mi-a mai... Uite, uite ce tare, frate. Deci am făcut așa numele meu și la fix la litera asta nu mi-a mai rămas spray. Și a fost chiar super. Acolo avem porcul și aici avem un mic oraș. Da, de asta, ăsta îmi place cel mai mult cum a ieșit. Deci e fain că eu fix, eu când dorm, am priveliștea gen fix așa, știți că eu întind patul ăsta și ajunge direct undeva pe acolo, în dreptul la chestia aia, numai bine, și când dorm, dorm așa. Ok, ăsta este patul de data trecută, este un pat foarte moale, foarte bun, micuț și chiar foarte mare. Acolo este încărcătorul de la telefonul meu. Aici este masa de călcat pe care calcă mama, acolo este plasa cu desenea lui frate meu, iar aici este dulapul ăsta mare pe care îl vedeți voi, este până sus și acolo este o pungă cu nu știu ce. Ăsta e dulapul mare, acolo sunt haine gen atârnate și aici sunt împăturite, n-are rost să-l deschid. Să trecem mai departe. E destul de târziu afară și nu se vede foarte luminat, să încerc să fac eu din edit. Acolo este geamul care este multec și mare și spațioase. Astea sunt perdele mele mov, pentru că, mă rog, nu se sortează acum cu camera, dar înainte eu aveam camera mov și da. Aici, dacă vă întrebați de ce am așa de multe ghiozdane pe niște cutii, o să vă explic acum. Acestea sunt ghiozdane de antrenamente, iar acolo este ghiozdanul lui frate meu și acolo este ghiozdanul meu undeva jos, o să ajungem imediat. În ghiozdan am vofucu, mânușile, tibierele, de asta cu apă, centura. Aici este ghiozdanul frate meu de antrenament și aici este ghiozdanul frate meu de școală. Acum, care e treaba cu cutiile? Ei bine, în cutia aceasta se află toate componentele de la calculatorul nou. Da, și bine, le țin acolo pentru garanție și că nu vreau să le arunc. Iar în această cutie să mor de mai știu ce se află. S-ar putea să mai fie niște caiete, niște treburi de la camera veche, dar nu mai țin minte, mă jur, dacă mai știu eu ce e acolo. Acolo avem un calorifer corect care încălzește. Acolo avem routerul, da, care stă pe geam și îmi pică mie netul. Iar aici avem un gunoi care are o banană. Este foarte util un gunoi, pentru că uneori când stau la calculator, pac, mă întind și arunc la gunoi. Nu este nevoie să face nimic altceva, nu plecăm, o pasă stins calculatorul. Asta e scaunul meu. Dacă vă întrebați ce-i cu scaunul ăsta, ei bine, aici este un fel de flanea, un fel de plover foarte moale din lână, de asta care e de asta care îți place să-l atingi. Iar sub se află niște perne ca să, nu știu, mișu. Iar sub se află niște perne ca să, nu știu, să mă fac că stau mai confortabil pe scaun. Sunt foarte moi pernele și chiar mă, atunci când filmez sau când fac o treabă și mai stau pe astea, stau foarte bine. Plus că se asortează într-un fel, mă rog. Bă, ca să vă arăt și ce e acolo jos, hai să pun blitzul la telefon. Asta e cea mai tare fază. Aici avem ghiozdanul meu, că nu am știut să-l mai pun și l-am pus aici. Acolo avem un prelungitor mai lung, iar în spatele biroului mai avem un prelungitor. Cel mai tare, ca să poată să-mi ajung lampa în priză, am pus prelungitorul pe un dicționar de franceză. Cine a zis că dicționarele de franceză nu sunt folositoare? Ei bine, s-a înșelat amar. Iar acum să trecem la mult așteptata parte din această cameră. Mini setup-ul meu de gaming, mă rog, mini setup-ul meu. Aici avem o tastatură Genesis RX22 pe care o am de 2 ani și D-ul nu-i mai merge complet, nici au, dar se ține încă pe picioare. Cred că pot să mai țin jumătate de an până o schimb. Aici avem un mouse pe de la Diablo, dacă nu mă înșel, e un mouse destul de măricel, nu știu, zic eu, îmi place. Iar aici avem un mouse Zalman pe care l-am primit la o chestie de aia cu îngerașii de la o colegă, o Ian, dacă nu mă înșel. E foarte bine, are DPI aici, foarte tare. Eu țin pe cel mai mic DPI. Aici avem o lampă care, oi, ce luminează, tata. Ia uite ce luminează, tata. Luminează frumos, ca recta fere, nu?
Da, mă rog, hai să închid lampa. Chiar dacă se vede mai întuneric, trebuie să închid. Aici avem trepiedul pe care îl mai folosesc să filmez din partea aia. Nu știu, l-am pus aici că în caz de filmez să îmi fie... Că nu mai filmez cu webcam-ul, știți? Că webcam-ul se vede ca o porcărie și am zis să filmez cu această cameră, mă rog, pe acest trepied. Aici sunt căștile Razer pe care le-am luat acum 2 ani, dacă nu mă înșel. Iar aici se află monitorul meu de 60 de Hz de la Samsung. Are și un tatuaj cu Razer pe el care se vede foarte tare și este un monitor cu o rezoluție de 1920x1080 cu poza lui Harley Quinn care e super tare. Și mult așteptatul bulldozer din această cameră este aici, fraților. Este foarte tare, are luminițe aici, luminițe pe jos, două culori de astea, radiatoare morților. Aici avem placa video care se vede foarte tare cu Windforce, cu de alea, foarte șmecher. V-aș arăta și acolo în spate, dar din cauza luminii astea nu se vede. Mă rog, mai luminează câte ceva pe acolo. Ăsta e PC-ul, are și el un tatuaj de la Razer pe el. Aici se află sub bufărul și peste el două boxe pe care una nu vedeți când e spatele dulapului. Aici avem, carcasa de la cameră, iar aici avem telecomandă, o telecomandă foarte corectă. După care deasupra avem cea mai mare inovație, de fapt cea mai bună chestie care e din camera asta față de cum era cealaltă. Avem un dulap suspendat de ăsta care nu mă incomodează deloc și am pus eu acolo cutiile de la căști, de la sursă, acolo am de alea de creioane, cărți pe care... Da, bineînțeles, sau praf. Un omuleț care stă acolo și multe, multe foi. Cam ăsta-i turul camerei mele, nu știu, mie îmi place camera mea. Parchetul se asortează foarte bine în caz că nu l-ați văzut. Și cam asta e camera mea, aici este unde filmez eu, unde îmi fac eu toate scenele. Uitați-mă și pe mine umbra acolo. Marele perete, ușa mare, birou mare, dulapul mare, parchetul mare, piciorul cu șosetă roz mare. Ah, dar nu v-am prezentat lustra. Lustra abonați, abonați lustra. Încântat de cunoștință. Și nouă, încă o dată, uite așa, un cinematic de ăsta 360p, bum, care cade camera și vine aici. Da, știu că bate lumina foarte ciudat. Cam acesta a fost turul camerei. Nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut camera, să o comparați cu cealaltă care e mai faină. Și eu zic că ne revedem data viitoare, așa că să aveți grijă de voi. Și pa, bă! Coming to play you.